Neregulile au ieșit la iveală în urma unui control efectuat de către Curtea de Conturi și Casa Județeană de Pensii. Inspectorii au verificat dosarele aprobate în perioada ianuarie 2008-iulie 2009. 165 de pensionari încadrați în gradul 1 sau 2 de invaliditate au fost depistați că au realizat și alte venituri în calitate de membri ai unor asociații familiale sau persoane fizice autorizate. Incredibil, dar în momentul în care cereau autorizarea la Registrul Comerțului pentru desfășurarea respectivelor activități, oamenii au prezentat adeverințe medicale care certificau faptul că sunt apți de muncă. Pentru 4 cazuri în care pensionarii nu au renunțat la calitatea de membru în asociația familială sau la calitatea de persoană fizică independentă, plata pensiei s-a suspendat. Directorul executiv al Casei Județene de Pensii spune că în aceste cazuri vor fi formulate și plângeri penale, iar dosarele vor fi înaintate Serviciului de Expertiză Medicală. Prefectul județului spune că va face toate demersurile pentru recuperarea sumelor încasate în mod nejustificat. Trebuie să facem reformă și reforma trebuie să sune în felul următor. Acei șmecheri trebuie trimiși la muncă, iar acei care cu adevărat au nevoie de asistență socială trebuie să ajutați. Pe lângă verificările casei de pensii, în județul Botoșani se derulează anchete și cu privire la modul de acordare a certificatelor de handicap și a venitului minim garantat. Până acum, peste 400 de botoșăneni au rămas fără venitul minim garantat, iar 50 de persoane cu handicap au fost trimise pentru contraexpertiză la comisii de specialitate.